Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi ne-am gândit să facem o supă de mazăre cu găluște de făină. Haideți să vă arăt ce ingrediente avem nevoie pentru supa asta. Dragii mei, după cum vedeți, o să avem nevoie de puține ingrediente și facem o supă delicioasă. Este o supă foarte veche, tradițională, care mâncă toată lumea, tot românii mâncă. Acum nu știu dacă mâncă și alții, dar românii sigur. Așa că, dragii mei, astăzi așa ne-am hotărât că n-am mai făcut de mult să facem o supă cu găluște de făină. Uitați aici, avem nevoie de 2 ouă întregi, 200 de grame de făină. Avem un pachet de mazăre care conține 450 de grame. Avem, uitați, 2 morcovi foarte mari, o ceapă mare, frunză de pătrunjel și, bineînțeles, sare. Nu trebuie să lipsească. Și acum, nu, după cum se vede, eu am pregătit tot, am curățat, am spălat. Nu trebuie decât să toc morcovii și ceapa. Atunci mergem la aragaz. Dragii mei, uitați aici, vreau să vă arăt că avem o ceapă foarte faină, tare, nu-i stricată, uitați-vă aici. Dar deja, uitați. Încolțită. Vă salut și da, eu. Bună. Așa de faină, încolțit frumos. Eu n-am tăiat cu picheamgă, doar normal că o tai jos. Am spălat-o ăsta, dar zic, nu tai jos, să vă arăt vouă ce faină încolțit ceapa. Dar numai asta, restul nu, să știți. Interesant. Și acum tocăm ceapa, o să tai jos așa, o să pun de o parte și să vedem. Nu are ceva, dar o să le scot asta. Nu-ți dau altă ceapă, mami. Nu, mami, nu, că e bună, dar nu aruncăm, că e scumpă ceapa. Ați văzut, dragii mei, că e 4 lei kilogramul de ceapă. E foarte scumpă și am vrut să iau ceapă roșie și era 9 lei kilogramul. Deci nu putem, dragii mei, să facem așa ceva, să luăm așa scump să aruncăm. O să le scot ce e. Le tăiem așa mărunt, așa cu bulețe foarte măruntă, că o să le dinstuim, că o să primească un gust mai bun dacă se dinstuie puțin pe foc. Și punem apă, lăsăm să fiarbă și facem găluștile, vă arăt cum... De fapt, știți voi cum să fac găluștile, dar mie îmi plac astea de făină foarte mari, că eu nu le fac micuțe, foarte micuțe. Se poate? Uitați, le-am pus deoparte ce că a avut un fir maro. Nu-i stricat, dar deja a început să cum a încolțit, să se facă maro. Acum mai vezi tu și eu nu văd. Aici. Uitați, o punem deoparte. Asta nu le folosim, aia o să aruncăm. Le folosim numai ce este bun. Le tocăm, imediat suntem cu ea gata, că doar ceapă avem, nu-i durează mult. Și tocăm și morcovul. Știți că eu am crescut la țară și noi aveam grădină mare și în zi de azi avem grădină. Numai maică-mea acum e bolnavă și nu prea mai lucră ei grădina. Dar vreau să spun că când eram copil mic și trăia bunica mea nu lucra nicării. Bunica mea era casnică și lucra taică-meu, maică-mea, bunicul meu, dar bunica mea stătea acasă cu noi, ea nu lucra. Și atunci... Vreau să spun că ea se ocupa de grădină și punea mazăre. Nu exista un an să nu pună mazăre și punea, noi aveam, cred că primii, când dădea
timpul încă le punea din devreme. Deci noi deja primăvara aveam mazăre. Și ce făceam? Punea așa pe rânduri și meream în grădină și luam păsteile, de așa le trăgeam, noi le furam, meream și le mâncam fără să știe ea că noi merem și luăm din grădină și le mâncăm. Le mâncam așa, le desfăceam și mâncam gol. Sau făceam pită cu un soare și mâncam cu mazăre. Așa mâncam, dar ce dulce era, ce bun era. Și cum trăgeam să nu ne vadă bunica mea că noi suntem în grădină, meream, rupeam, umpleam în buzunarul sau mâna și ne ascundeam undeva și mâncam să nu ne vadă că nu ne lăsa să luăm noi mazărea să mâncăm din grădină. Și atunci, cum trăgeam de ea repede, repede, o trăgeam din rădăcină și gândiți-vă că dacă ai tras-o din rădăcina aia, nu mai se face, nu mai dă altele, că se usucă, imediat dai seama. Și noi le lăsam acolo să nu știe că noi am tras-o din rădăcina. Credeam că, vezi, Doamne, dacă lăsăm acolo și nu, ăsta nu observă. Dar ea observat după ce se usca că noi am făcut ceva și zicea, da, mă, voi ați fost în grădină, ce ați făcut aici? Nimic, noi n-am făcut nimic, dar noi rupeam tot și distrugeam tot când intram în grădină, Doamne, cărcam tot în picioare, no. Meream, dar nu meream, că dă seama că noi eram 5 copii, deci când intram tot, făceam ravagii în grădină, tot călcam în picioare, te trupeam. Deci, Doamne, ce viață era atunci, să știți, când era și castraveții mici, atâta era, abia dădea. Noi deja meream și le rupeam jos, nu lăsam nimic, deci n-a apucat de noi să se facă. Bine, nu punea ea puțin, că punea mult, numai vă spun, deci noi le luăm, când dădea deja și beream și le luăm, parcă era mai bun de acolo așa mici, necop, nefăcut. Doamne, atare le făceam, da, dar nu numai eu, toți. Deci eram copii răi, să știți, copiii mei, Doamne, față de mine, sunt foarte cuminți. Noi meream la furea de cireșe și aveam și noi cireșe în grădină, aveam. Dar lui alții era mai bun decât a noastră. Noi aveam cireșe, dacă știți, din aia așa galbenă era așa, ca merea, așa gălbui. Și mare era pomul, Doamne. Și nu ne plăcea aia, meream și furam de la vecini, că ei aveau roșii așa mari, negri. Aia ne plăcea nouă și îl furam de acolo și ne băgam, ne urcam pe gard și ne băgam la oameni în grădină și rupeam crenci. Gândiți-vă ce făceam, Doamne, că ei nu erau acasă, că erau și ei la lucru, că da, la țară nu prea au stat așa lumea, ori era la sapă, ori era în... Nu prea stătea lumea așa primăvara, vara, acasă. Nu, că erau tot pe câmp, lucrau săraci. Și noi făceam ravagii. Era tare fain. Au trecut vremurile aia. Acum să mă urc în pom și pe garduri. Pot să mă mici, dacă să mă urc pe pom sau pe gard. Mă duc aminte și la școală, când eram la liceu, gardul avea 3 metri, dragii mei, 3 metri și în vârf mai era și spin din aia, știți că așa era poarta mare. Și noi ne urcam și treceam gardul, deci dea seama de să urci 3 metri jumate să sar gardul. Doamne, n-aveam minte, să știți, degeaba era mare și la liceu, că nu mă gândeam că îmi rup piciorul sau ceva. Numai să fugim de la școală, să merem în oraș, să săream gardul, că nu puteai să ieși pe poartă, că era portar atunci și n-ai putut să ieși, că nu te lăsa. Și noi săream poarta în spate și plecam. Făceam numai prostii, să știți. Și acum am gătat cu tocatul, uitați, eu am spălat asta, avem aici coadă, dar e foarte bună în supă, eu folosesc, dacă ați vă băgat de seamă, eu le folosesc, că și ăsta dă un gust foarte bun
care are gustul ăla de pătrunjel și dacă o tocăm mărunt, ea fierbe. Înțelegi? E bun. Atunci aruncăm când avem prea mult și nu avem ce face cu ea. Dar dacă nu avem mult și putem folosi, le folosim. Asta, uitați, le las la urmă, asta, și asta să vă arăt așa, mai bine așa. Deci, ce am tocat, și pătrunjelul și morcovii, le punem în bol și mai le spăl încă o dată. Cu totuși că ea este spălată, că eu am spălat-o, deci e curată, dar eu mai spăl o dată și cu... O să tăiem și mazărea de varăt. Asta, pătrunjelul ăsta, lăsăm la urmă pentru ornat și pentru final. Acum vreau să tai mazărea. Uitați să tăiem așa. Să vă arăt cum arată. Foarte fain mazărea asta. Eu tot din asta iau de la Lidl. Și uitați-vă aici ce faină este. Uitați. Vedeți? Este foarte faină. Și acum... Mazărea și legumele pun o lingură de ulei și o să punem în ulei și o călim foarte bine. Voilà, am pus o lingură de ulei și acum punem legumele tocată, spălată. Luăm și o paletă. Uleiul este fierbinte și cum le-am spălat, acum sare în zile. Bine de acolo, creșterea. Așa. Distruim legumele. Mă duc să aduc și sarea, să pun un pic de sare. Aici, vezi? Uitați, punem așa o linguriță de sare și dacă o să mai cuvească, să mai punem la urmă. Că nu vrem să fie foarte sărată. Dar mai bine să mai punem decât să facem foarte sărată. Dinstuim pe foc, pe comare. Un pic prima dată legumele, până un pic să moaie și când s-o moiat, punem și mazărea și mă duc să aduc și apă, să am apa pregătită aici. S-au dinstuit legumele și acum punem mazărea. Dinstuim un pic țină și mazărea. Uitați ce culoare faină are și ce bună e. Și punem apa, care am pregătit apa, am dus apa. Punem apă cât dorim noi, câte supă vrem să facem. Nu e suficientă, mai mă duc să mai aduc. Uitați ce culoare faină are, ce bine arată. Amestecăm așa și mă duc să mai aduc puțină apă, că e puțină supa aia. Vrem un pic mai mult. Cam atât. Deci atâta supă vrem noi. Să avem fiecare câte o farfurie bună. Uitați aici. Avem aici 2 litri jumate. Și punem capacul, așa frumos, și lăsăm să fiarbă. Lăsăm vreo 15 minute să fiarbă, să se moaie legumele, mazărea și între timp facem găluștile de făină. Dragii mei, după cum vedeți, avem făina, avem ouă, un pic de apă și un praf de sare, uitați. Trebuie neapărat așa o jumătate de linguriță de sare. Și cam câtă apă, mami? Acum depinde cantitatea care o faci. Noi facem mai mult. Pentru 4 persoane eu fac din 2, dar se poate face dintr-un singur ou. Și dintr-o 100 de... Depinde. Dacă ești 2 persoane, faci dintr-un ou și 100 de grame de făină. Dacă ești 4 și vrei mai mult găluște, faci din 2, cum vrem noi, că nouă ne plac găluștile.
Apoi am pus aici 50 de mililitri, deci așa, două degete de apă, un pahar, jumătate de pahar. Și avem două ouă, că nu-i teței să punem numai ouă, trebuie și apă, e găluște. Uitați, punem ouă întreg în ea. V-am spus, se poate cu un ou să faci foarte mult, dar noi îi punem două să fie bună, să crească mare, să aibă gust bun, să vedem ce fain să facem. Și o punem deoparte coaja, deci aici am pus un strop de apă, două ou și un praf de sare. Și acum batem foarte bine, trebuie amestecat ou cu sarea și cu apa, deci să fie foarte bine bătut. Dar ce culoare galbenă are ou, foarte fain, e galben. Și acum făina punem pe rând, nu punem totodată, punem așa câte un pic, amestecăm, iar punem, facem un aluat potrivit. Un aluat să nu curgă, dar nici să fie svârtos. Un aluat ca de găluște, o să vă arăt cum trebuie să fie imediat. Punem pe rând, batem, iară punem, iară batem și așa se face găluștile. Acum v-am spus, găluștile astea se fac în două feluri. Să fac un aluat mai moale decât o fac eu acum și este un aparat special ca o răzălitoare și are un pătrat peste care se mișcă și le ca o tarhană, dar este găluște și mai micuțe. Deci să fac care să rup cu lingura, asta e cu lingura, ce fac eu, și este care să face cu mașina aia specială. Este o mașină anume pentru așa ceva. Deci ca pentru mac and cheese, acesta e aluatul, nu? Da, da, mami. Da. Pentru pastele alea micuțe, mașina, micuțe. Da. Eu nu știu cum să zice, mac and cheese, că nu cred că sunt tăiței aceia care se folosesc la mac and cheese. Acum nu sunt sigură, scrieți-ne voi. Uite, așa să fac aluatul pentru aia ce zic eu cu mașina. Vedeți? Așa să curgă. Asta e aluatul ce se face. Dar noi nu facem acum. Noi nu facem aia. Eu, uitați, mai am făină și mai pun făină. Uitați, eu pun toată făina ce am pregătit. Eu am pregătit, v-am spus, 200 de grame de făină și eu amestec tot. Eu fac un aluat mai tare, nu foarte svârtos ca peiței, dar mai tare decât ce v-am arătat. Uite, vedeți? Uitați cum e atâta făina. Ați văzut? O să vă arăt imediat. Deci nu o să mai folosim făină. Cât e aici, atât rămâne. Și amestecăm să n-aibă făină. Să fie tot. Aici ați văzut că am pus tot, nu mai este, este tot aici. Am amestecat foarte bine și așa trebuie să arate aluatul. Vă mai arăt încă o dată, imediat, numai să iau de pe margină. Uitați. Deci așa trebuie să fie aluatul, vedeți? Uitați așa. Deci n-are voie să curgă, dar nici să rămână țapă. Să cadă greu. Da, uitați așa, mai chiar mai tare. Deci asta e aluatul potrivit pentru găluște. Și acum lăsăm să steie, că poate să se odihnească, că absolut nimic nu are. Uitați, l-am adunat aici. Și o lăsăm în bol și iau o lingură, că cu furculița nu putem rupe. Trebuie o lingură. Și când este supa fiartă, s-o fierb legumele, supa fierbe, rupem găluștile, eu le rup mai mari, dar se poate rupe și mai mic. Le rupem în ea, lăsăm să fiarbă, prima dată ea o să meargă la fund, după aia se ridică la suprafață. Când s-o ridica la suprafață, atunci este fiartă, dar nu durează mult, timp de 5 minute ea e fiartă. Așa că o să mâncăm supă cu găluște. Vedeți că fierbe? Uitați, mai acum băgăm un pic de pătrunjel tocat, lăsăm atâta cât punem la urmă. Așa. Uitați ce culoare frumoasă are. Ia s-o fiert. Acum, uitați aici găluștile făcute. Acum udăm lingura în zamă și rupem, uitați așa. Cam jumătate de linguriță de găluște. Eu vreau să fie mai mare, dar se poate și mai mici.
și le rupem în ea, așa. Uitați. Ia mere la fund, vedeți că se merge în jos. Și să vedeți că se ridică la suprafață, ea înseamnă că este fiartă. Deci ea e din nou, ea fierbe una, două, deci nu durează mult. Dar trebuie să le rupem tot, să fiarbă. Și cum v-am spus, eu le fac un pic mai mari. Deci cam astea sunt procedurile la găluște. Nu ne place foarte mult, încercați și voi. Cu siguranță le știți, ați mai mâncat. Este foarte bun. Uitați. Așa, le rupeți una câte una și băgați în zamă să fiarbă. Și așa procedați până să gata. Tata. Vedeți ce bun o fi. Uitați-vă, dragii mei, vedeți cum fierbe. Uitați, s-o ridicat la suprafață. Ați văzut? Uitați. Tot este la suprafață. Deci înseamnă că găluștele noastre este fiartă. Că așa se întâmplă. Mere jos și după aia se ridică. Uitați cât s-a făcut de mare. Uitați-vă aici. Vedeți? Așa. Încă, acum, cine cum vrea, mai mici, mai mari, acum, fiecare după plăcere. Uitați ce bine arată, eu zic că arată bine, este fiert. Acum, ce facem? Oprim aragazul și lăsăm un minut sub capac. Tot să odihnească. Da. Și după aia punem în farfurie și servim. Uitați, punem capacul și eu opresc aragazul. Am oprit, gata, lăsăm un minut. Și punem și servim imediat. Și acum am pus în farfurie, punem puțin pătrunjel peste. Voi dacă aveți mărar, puteți să puneți și mărar, nu foarte mult, că am băgat și în ea și peste ajunge. Și uitați-vă aici, dragii mei, vreau să vă arăt, are mazăre, plină-i cu mazăre, vedeți? Are găluște, uitați ce fain s-a făcut, așa arată găluștele, uitați. Este fiert foarte bine, are culoare, are gust, are miros, are tot ce trebuie. Deci este o supă ușoară, foarte ușoară. Asta se poate numi și de, nu, că o găluștile cu ou. Am vrut să zic că de post. Da, faceți fără găluște, faceți cu macaroni sau cu ce vreți, să, dacă vreți de post. Da, păi, cum vreți voi, na, ce să zic. Eu zic că este o supă minunată, nouă ne place foarte mult, noi o să mâncăm imediat, până la toată lumea. Am vrut să vă arăt cum arată, deci este delicioasă, dar este fierbinte. Așa că, dragii mei, faceți-o și voi. Deci cam atât am avut de arătat. Este o supă care face oricine și foarte bun. Alții fac cu găluște de gris. Alții fac cu tăiței, depinde acum, fiecare după plăcere. Eu v-am arătat varianta asta și cum fac eu. Eu așa mai simplu o fac. Dar poate și carne pune în ea. Ce vreți voi? Deci se face în multe feluri. O să îmi spuneți că eu fac așa, eu fac așa. Da, fiecare face în alt fel. Eu fac și așa, și cu carne, și cu găluște de gris, mai multe feluri. Mazărea se poate prepara un N felul. Așa că cam atât am avut de arătat, așa arată supa noastră. Vă invit la masă să mâncați cu noi o farfurie de supă, că este minunată, plin cu găluște. Asta este supă de mazăre în stil unguresc. Da. Așa că haideți cu noi să mâncați. Poftă bună, dragii mei, și vă spun la revedere! La revedere!